Bine, m-am regăsit la horoscopul zilei de 8 decembrie, miercuri, o zi în care avem parte de o conjuncție. Este o perioadă cu multe conjuncții, așa cum am vorbit în horoscopul săptămânii, în cazul în care nu l-ați văzut, vă invit să-l vedeți. O perioadă cu conjuncții multiple din partea lunii, adică astru lunii, vreau să spun. Astăzi luna se întâlnește cu Saturn în Vărsător și este un aspect care ne dă stabilitate, seriozitate, maturitate, o viziune asupra vieții mult mai matură, parcă așa ni se deschide o fereastră către viitor și ceea ce vedem acolo prin fereastră asta ne inspiră încredere, stabilitate, pe principiu mergi mai departe că e bine, bravo ție, ne susține, ne îmbărbătează, ne motivează să mergem mai departe. Aceste conjuncții dintre Lună și Saturn se tot formează de vreun an de zile, de când a intrat Saturn aici în Vărsător, din decembrie anul trecut, dar iată, e cam a 12-a întâlnire dintre Lună și Saturn și vor mai avea loc, bineînțeles, multă vreme de acum încolo, pentru că Saturn rămâne mult și bine aici în Vărsător. Mâine vom avea parte de o altă conjuncție a Lunii, dar cu Jupiter și aceea este ultima pentru multă vreme de acum încolo. Am vorbit despre asta și în toate horoscoapele lunare, și în horoscopul săptămânii, de ce vă invit să le căutați și pe acestea pentru o viziune de ansamblu către viitor, că tot vă spuneam că este o perioadă în care ni se deschide o fereastră. Tot astăzi are loc ultima cuadratură din seria de 6 cuadraturi care vizează planetele din Scorpion și planetele din Vărsător. O ultimă cuadratură dintre Marte din Scorpion și Jupiter din Vărsător, ultima din seria de care ziceam de 6 cuadraturi, am vorbit despre asta foarte mult și în horoscopul lunii, dar și în horoscopul lunii anterioare, dacă vă aduceți aminte, am vorbit de un tir astral dintre planetele de aici, din Scorpion cu cele din Vărsător și ziceam că mai rămâne o cuadratură pentru luna decembrie, care iată are loc acum și gata pentru multă vreme de acum încolo, pentru că Jupiter urmează să iasă luna asta din Vărsător, deci o să mai dureze încă vreo 12 ani până când o astfel de cuadratură se va mai forma. O să se formeze alte aspecte mult mai bune, mult mai de susținere decât o cuadratură, că o cuadratură nu ne face plăcere, tensionează, exagerează, ne face să transmitem prea multă energie acolo unde nu merită, exces de zel, abuzuri, exces de cumpărături, exces de energie, excese. Jupiter ne face să trimitem toată patima și toată pasiunea acolo unde trebuie, unde nu trebuie, pardon. Și ca atare, dacă nu trebuie, aveți grijă, pentru că un Marte în Scorpion este și așa foarte tensionat și ușor agresiv și cam impulsiv și cam nervos. Și cum vine și Jupiter acolo la pachet să nu explodeze vreo bombă, ce drept aspectul se simte toată săptămâna la urma urmei. Toți suntem pe un butoi cu pulbere și nu de azi de ieri, încă de luna trecută când au avut loc alte astfel de cuadraturi. Dar ceva ne cam face să ne irităm foarte repede, să ne flambăm foarte repede, să ne aruncăm spre lucruri așa care ne atrag spre pericol, spre risc și asta e foarte posibil. Un Marte în Scorpion riscă mult și un Jupiter acolo ne dă târcoale. Hai, bagă-te că nu o să iasă rău. S-ar putea să iasă rău, deci trebuie să gândiți cu multă atenție. Noroc că tot astăzi are loc această conjuncție dintre Lună și Saturn care ne ajută să mai ținem un pic focul ăla la mocnit, așa, să nu dăm drumul chiar de tot la patima, la energie, la flamă. Ce drept, mâine nu va mai fi conjuncția cu Saturn, va fi cu Jupiter, care și așa s-ar putea mâine să fie și mai și că vine Luna peste Jupiter, Jupiter în cuadratură cu Marte, e mâine ne putem aștepta la un vulcan în erupție. Astăzi parcă stăm abia gata să explodăm. Nu uitați de toate celelalte horoscoape, înainte de orice vă amintesc că există horoscopul săptămânii, horoscoapele lunii, oracol scop de lună nouă, pentru că a avut loc luna nouă sâmbătă și e o lună nouă mai specială cu eclipsă, puteți să vedeți și horoscopul de weekend, în care am vorbit foarte mult de eclipsă, că încă se simte, bineînțeles, multă vreme de acum încolo, că a început un nou ciclu lunar care pe toți o să ne îndemne către anumite schimbări. De aceea vă invit să vedeți și aceste filme în completare, să știți ce urmează.
Gata, din acest moment puteți să vă căutați minutul, secunda de unde începe zodia voastră natală sau ascendentă, le găsiți jos în descriere, niște capitole ca niște ecrane, așa, și pe desktop și pe telefon le găsiți și merge direct la zodia care vă interesează, fie zodia natală, fie zodia ascendentă, e la fel de bine. Pentru voi berbeci vine un moment de mici dezechilibre în plan sentimental, familial, într-un grup intim de persoane, acolo unde vă simțiți voi mai bine. Ceva se dă peste cap, probabil toată această confruntare dintre Marte, guvernatorul vostru, și Jupiter, o lună în conjuncție cu Saturn într-un sector relațional, să zicem așa, vă face să vă simțiți bizar într-un mediu în care înainte vă simțeați foarte bine. Vă simțiți un pic atacat, vă simțiți un pic criticat de prieteni, de familie, de cei dragi. Poate pe merit pe alocuri, încât s-ar putea să vină către voi niște critici, cum spuneam, dar argumentate. Nu s-a trezit cineva să spună despre voi vrute și nevrute, ceea ce vi se atrage atenția că ați făcut sau n-ați făcut bine, mai bine zis, e justificat, vine cu dovada, uite, ai zis, ai făcut, ai drept, n-ai făcut. Și vă ajută o astfel de critică. E prietenoasă, prietenească, e din dragoste pentru voi ceea ce vi se spune că nu e bine. Cine vorbește despre greșeala voastră vine cu paragrafe din lege, cu, nu știu, cu niște dovezi, mărturii că așa este, cum zice el, și bine ar fi să ascultați. Poate fi o predică ținută de mama, o predică ținută de șeful, o predică ținută de învățătoare, de profesor, profesor de viață, profesor de destin, profesor realmente, de la care aveți multe de învățat și de ce stați cu urechile pâlnie. Ce vine către voi este util, nu o să vă placă, s-ar putea să nu vă placă, dar e just. E un Jupiter acolo, care Jupiter înseamnă lege totuși, dar legea e ca și cum ați fost prins așa cu o cauă mică pe undeva. Nu ați făcut pe undeva ca la carte, ca la manual, ca la lege, ca la o lege a bunului simț. Erau niște legi acolo pe care pe undeva le-ați încălcat, nu le-ați respectat și acum suferiți consecințele propriilor voastre abateri. Nimic grav, nu înseamnă că se întâmplă cine știe ce lucruri dificile, dar lecția care vi se dă e cu legea în mână. E realmente așa cum vi se spune și cine vă trage un pic de ureche astăzi sau vă trage, hai să zicem, chiar și la răspundere, că este acea întâlnire dintre Lună și Saturn care vine și cu un fel de pedepse, e justificat. Și n-ar fi rău să stați cu urechile pâlnie la această lecție, că aveți șansa să reparați, să mai învățați ceva, să remediați, să faceți cum trebuie, că s-ar putea să nu vină doar pedeapsă și la revedere treci în bancă nota 2. S-ar putea predica asta să fie un pic, cum am zis eu, prietenească, bun, ai greșit, du-te, repară și vii data viitoare cu lecția făcută și vei scăpa fără sancțiune. Pentru Tauri este o zi de mici ciondăneli, pe marginea unor idei, unor principii, unor păreri, voi sunteți de o părere, altul e cu totul o altă părere, s-ar putea să vă certați așa ca între prieteni, ca între frați, ca între soț și soție, dar ciondăneli la urma urmei. Și la originea acestor ciondăneli s-ar putea să fie niște păreri diferite în mod firesc. E normal să fiți voi dintr-o direcție și celălalt în altă direcție. Dar fiecare o ține pe-a lui. Ba nu, eu am dreptate, celălalt zice la fel. Se naște o tensiune acolo, se nasc niște dispute, niște păreri contradictorii, niște controverse pe marginea unei situații pe care fiecare o vede din punctul lui de vedere. Și fiecare crede că dreptatea e la el, dar nici voi nu vă lăsați. Aveți multă energie, este un Venus acolo foarte bine susținut la voi de Pluto, care vă dă forță de convingere. Nu vă lăsați, mergeți până în pânzele albe, pentru că credeți în părerea voastră. Nimeni nu vă poate domina, să zicem așa. Sunteți bine înfipt în principiile voastre, în ferm pe poziție.
s-ar putea pe alocuri să vină și celălalt cu argumentele sale și de aia să iasă un pic un conflict acolo de opinii. Dar s-ar putea ca problema asta pe care fiecare o susține să aibă totuși două direcții de interpretare. Aveți dreptate și voi, are dreptate și celălalt. Dar astăzi s-ar putea să fiți voi mai bine susținuți de argumente. Da, Venus acolo și Pluto în conjuncție în Capricorn pentru voi înseamnă multă fermitate pe poziție, argumente foarte logice, raționale, dovezi incontestabile, legea în mână, adevărul suprem. Deci voi credeți cu tărie în ceea ce spuneți și de aia vă luptați. Și celălalt s-ar putea să fiți cumva foarte semănători ca vârstă, ca poziție, ca educație, cam la fel. Și de aia fiecare o ține pe-a lui. Pentru că poate și ăla-i taur, cine știe, și fiecare crede că adevărul e la el, deși adevărul s-ar putea să fie undeva la mijloc și de aia trebuie căutat, trebuie discutat, trebuie comunicat, să existe un dialog acolo și nu o susținere foarte fermă și foarte tranșantă. Pentru gemeni, vă simțiți un pic într-un blocaj. Un blocaj care vă cere să schimbați optica într-o anumită situație. Vă dați seama că vă învârtiți în cerc de ceva vreme, într-o problemă în care, oricât ați aștepta, neschimbând nimic, n-are cum să se rezolve. Dacă faceți același lucru iar și iar, lucrurile iar și iar le ies la fel. De unde rezultate când voi n-ați schimbat metoda? Și astăzi așa primiți un sfat probabil de la o persoană mai matură, mai înțeleaptă, un fel de mentor, profesor, părinte, cineva este alături de voi, clar, net superior, asta înseamnă o lună în conjuncție cu Saturn, acolo într-un sector al principiilor de viață, al lecțiilor de viață, vine cineva care, hai, poate chiar sub forma unei mici predici, critici, judecăți, așa, vă iau un pic la bani mărunți, vă scoate la tablă și vă întreabă ceva, dar ceea ce vă oferă acest om în consecință este un sfat de viață foarte bun, pe care în momentul când o să-l puneți în aplicare, o să vă schimbe sensul la 180 de grade. S-ar putea să fie ceva în care voi nu credeți, să fie un principiu în care voi nu credeți. Niciodată n-ați făcut lucrul ăla sau poate foarte rar. Cum să accept, spuneți voi, cum să accept viziunea? Eu viziunea învechită, spuneți voi, că eu sunt din secolul 21, ăla e din secolul 20, nu sunt de acord, spuneți. Dar persoana respectivă are suficientă răbdare să vă convinge singur că are dreptate. Poate deja v-a dat sfatul ăsta cu multă vreme în urmă. Și tot ziceați, nu, eu am dreptate, eu știu mai bine. Nimic, acolo, el a stat, picătură chinezească, așa încetul cu încetul, de-a lungul timpului, tot v-a mai trimis câte un principiu de viață, tot v-a mai trimis câte o lecție. Nu cu modul ăsta foarte dur, aspru, nu v-a altoit, ci el, așa, prin repetiție, prin insistență, dar cumva, făcând ocol, v-a arătat că are dreptate. Și voi, de-a lungul multor luni, tot văzându-l pe omul ăla sau auzindu-l pe omul ăla spunându-vă lucrul ăsta iar și iar, că asta înseamnă revenirea lunii peste Saturn iar și iar de vreo un an de zile, probabil de atât de multe ori a repetat lecția omul ăsta, încât v-a intrat acolo în subconștient. Și vă dați seama între timp că ați preluat ideea asta. Gândiți și voi așa, deși altă dată erați total împotrivă. Nu-mi place, e din alt secol, ziceați, e demodat omul ăsta, e ce știe el? E un părinte din alte timpuri. Clar că nu era viziunea voastră, dar persoana asta, ca un profesor de la care își repetă lecția la nesfârșit până când elevul înțelege, asta a făcut. Și acum se văd roadele. Între timp voi v-ați asimilat principiul ăla de viață, ideea aia, viziunea aia, v-ați schimbat, v-ați maturizat prin insistența, calmă, subtilă, din planul 2, încetul cu încetul, având răbdare a acestui om de a vă da o lecție, care, iată, acum își arată roadele.
Pentru raci este o zi de neplăcută din anumite puncte de vedere. Luna este guvernatoarea voastră și se întâlnește cu Saturn. Și nu se întâlnește într-un sector tocmai bun, se întâlnește într-un sector ușor negativ, să zicem așa. Într-o casă a opta, o casă a finalurilor, a pedepselor pe aici, pe acolo. Deci s-ar putea voi să dați piept astăzi cu o situație clar neplăcută, care de fapt este o echilibrare a unei balanțe pentru o greșeală pe care ați făcut-o voi cândva. Ați spus ce nu trebuie, ați făcut ce nu trebuie, n-ați făcut ce trebuie, mai bine zis. Ați renunțat, ați abandonat, ați eșuat. Ceva s-a blocat în viața voastră pe un anumit plan, deși el trebuia, planul ăla trebuia să continue pentru că voi aveați ceva de învățat din asta. Dar vi s-a părut complicat, au apărut o serie de blocaje și voi ați închis acea etapă de viață pe un anumit plan. Dar de fapt trebuia să se întâmple partea aia dificilă, complicată a lucrurilor ca să învățați ceva din asta. Era lecție karmică ce vi se preda vouă acolo. Și tot vi se preda de câteva luni încoace, tot vi se preda lecția aia. Și voi la un moment dat ați spus, plec de aici, nu mă bag. E prea greu, nu merit, ați considerat-o așa o nedreptate, de ce, Doamne, mi se întâmplă lucrul ăsta, și ați găsit o cale de a bloca, de a pune dop la problema aia, sau de a fugi, sau de a o abandona. Ați respins-o. Și acum s-ar putea să vină cumva efectele eschivei voastre, dându-vă încă o dată aceeași lecție. Dar de data asta s-ar putea să fie un pic mai aspră, mai neplăcută, mai dură decât toate celelalte variante. Ceva de pe principiu, data trecută ți-am dat o probă ușoară, a doua probă ușoară, a treia probă ușoară, dar tu de fiecare dată ai fugit de ele, ușoară fiind, pac, una dură, să înțelegi că tu ai ceva de învățat din asta. Ai de învățat lecția adevărului, a dreptății, a acceptării, a toleranței, a răbdării. Cine știe ce lecție vi s-a dat, dar voi, refuzând-o, n-ați putut să o învățați, fiind o situație karmică ce se întâmpla acolo. O să treceți acum, nu vă așteptați la ceva dezastruos, că nu asta este, dar s-ar putea să vi se facă o injustiție, o nedreptate, un tratament incorrect, să treceți printr-o situație pe care o să o considerați strigătoare la cer, că e nedrept pentru ce se întâmplă în viața voastră, dar de fapt e un fel de plată, de răsplată. Cineva parat acolo, vezi, dacă n-ai făcut ce trebuie când era mai ușor, vine acum o lecție mai grea. Că între timp povara aia a crescut, dacă tot ați dat-o la o parte, a crescut. Și de aia să nu vă mire nimic din ceea ce se întâmplă astăzi, că deși pare dur, pare aspru, pare blocant, pare sufocant, pare că vi s-au unecat toate corăbile, o să o depășiți cu brio, pentru că e de acum prea mare ca să o mai puteți ocoli, eschiva. Plătiți într-un fel sau altul ceea ce n-ați făcut, ați tot respins și vă eliberați. E un moment de eliberare, un moment de finish. Aveți suficientă putere să învățați din acest hop ceea ce trebuie, ceea ce vă eliberează, ceea ce închide o etapă, punct, aici. Și că dacă și de data asta iar fugiți, iar respingeți, iar nu achitați datoria karmică, ea se repetă, cine știe când. Pentru Leu, e un moment bun până la un punct. S-ar putea să primiți niște daruri de la viață, de la oameni, niște aprecieri, niște felicitări, niște recompense care vă cam iau ochii așa. Am zis bun până la un punct. Minunat ce vine către voi. Nici nu știu ce poate să fie. Vorbe bune, aprecieri, cadouri, șanse, oportunități, vești bune.
aparente. Pentru că în spatele lor s-ar putea să fie un preț de plătit. Ceva bun, ascunde și ceva mai puțin bun în spate. Pare o aventură nouă care vi se deschide în fața ochilor, foarte atrăgătoare, foarte incitantă, foarte interesantă, spuneți voi. Dar nu vă dați seama că e un pericol undeva acolo ascuns. O ispită, de orice natură ar fi ea, o ispită financiară, o ispită sentimentală. Hai fă, vă zice cineva și vă arată niște sclipici așa la orizont, niște artificii. Wow, uite, îți dai seama dacă te bagi în chestia asta ce iese? Și vă ia ochii, mințile. Da, vă atrage, vă aruncați, gata să vă aruncați în povestea asta. Unii se și aruncă. Chemați la orizont de sclipicii aia. Dar sclipicii aia sunt vorbă în vânt, nu se materializează, sunt minciună, sunt exagerare. Cineva vă prezintă roadele alea mult mai mari decât o să fie în realitate. Că nu o să fie așa. O să fie ceva, dar nu așa de gogonate pe cât zice acest om că vor fi. Dar sunteți gata să-i picați în plasă. Gata să vă aruncați într-o poveste, am zis aventură, extrem de incitantă, pasionantă, atrăgătoare, magnetică, mreje, intrați în mrejele cuiva. Dar poate este ceva acolo care vă, poate această conjuncție dintre Luna și Saturn vă oprește, vă deschide ochii, ceva vă spune stop, trezește-te, e iluzie, e amăgire, e abur, e himeră ceea ce se vede la orizont, e cântecul sirenelor. Wow, dar uite ce frumos pare, ce interesant, ce incitant, vreau lucrul ăsta. Ce ați putea voi obține de acolo e pe placul vostru, poate fi succes, poate fi glorie, poate fi renume, poate fi recunoaștere, poate fi ego, e cam pe ce v-ați dori voi, e prosperitate, e bogăție, e ceva extrem de, e aur, extrem de atrăgător, normal. Dar știți cum se zice? Că nu tot ce sclipește e aur. O să-și arate arama pe față, aurul ăsta, o să-și arate arama pe față. Se coclește aurul ăsta. Acu' e aur. Dar după ce vă aruncați în el, nebunește, fără măsuri de precauție, într-o zi, aurul ăsta o să pălească, o să ruginească. Nu vă lăsați păcălit, nu vă lăsați furat de mreje, de aparențe, de promisiuni, wow, încântătoare, zăpăcitoare, aburitoare, că e multă minciună acolo, multă iluzie. Și când spun asta, poate fi pe orice plan. Pentru că ce vi se promite vouă e cam pe șablonul așteptărilor voastre. Primești succes, primești recunoaștere, primești cineva știe să umble la ego-ul vostru, la vă laudă, vă apreciază, vă promite marea cu sarea și la urmă să vă treziți că nu era nimic adevărat din toate astea. Fecioarele dau piept cu un blocaj, dar care blocaj de fapt s-ar putea să fie spre binele vostru. Ceva nu iese. Și bine că nu iese. Că dacă ar ieși, ar fi un consum inutil de resurse, de timp, de bani, de energie. Cineva intervine așa cu un hop. Cineva vă spune stop. Nu te duci mai departe, n-ai voie. O considerați pe moment, o considerați strigător la cer. De ce n-am voie? Dar eu vreau, dar eu pot, dar merit. Că de aia își bagă coada această quadratură dintre Marte și Jupiter. Vi se pare nedrept? De ce mi se întâmplă mie lucrul ăsta, spuneți? Pentru că aveți ceva de învățat, legat de precauție, prudență, să gândiți ceea ce voi face de obicei. Dar de data asta s-ar putea să fiți un pic cam, vă cam aruncați într-o direcție. Dar vine această combinație de planete de astăzi foarte bună la urma urmei. Vă dă o lecție de viață, inclusiv conjuncția Luna-Saturn, o lecție de viață pentru voi să domoliți focul. Voința asta voastră era prea mare, exagerată. V-am spus că e o perioadă cu exces de zel.
erați gata să vă aruncați în ceva, wow, într-o relație, într-o afacere, într-un job, într-o activitate, erați gata să dați totul. Dar totul ăsta putea fi o pagubă, un faliment, metaforic vorbind. Dând totul într-o direcție, există riscul să pierdeți totul. Și de aia cineva vă spune, stai, domol, investește, ok, investește, dar nu totul. Că acolo unde dai totul, dacă pierzi totul. Că atunci când v-ați vândut casa, că cineva v-a spus, ca la jocurile piramidare, unii și-au vândut casa și-au băgat totul la jocurile piramidare și-au pierdut totul. Cineva, ceva, un profesor de viață, cineva care ține la voi, care vă vrea binele, vă spune, stop. Nu da totul. Și voi considerați acest stop drept ceva care nu vi-l doriți. De ce mă oprește? Că eu pot, eu vreau, eu ajung. Și într-o zi, poate nu chiar acum, că acum sunteți încă marcat de blocaj, de stop, într-o zi o să-i dați dreptate și o să-i spuneți, măi, ce bine că m-a oprit, ce bine că n-am băgat toate resursele într-o direcție, că uite, nu ieșea nimic într-o iubire, într-un job, într-o activitate, într-o pasiune. Erați gata să puneți tot într-o pasiune. S-ar putea și mâine să fiți încă sub imperiul ăsta, parcă mai tare mâine, dar anume luna asta în conjuncție cu Saturn vă spune, da, minunat să faci totul cu pasiune, minunat să pui suflet, dar cu țărita, dar cu control, dar cu cap, cu economie, nu te gândi doar la gustul de acum, gândește-te la consecințe. Saturn, în conjuncție cu Luna, vă spune să vă uitați la ziua de mâine, nu la ce faceți azi. Că acum da, poate că dați totul, dar dacă dați totul acum, peste o lună, două, trei, ce o să mai iasă? Și de-aia vi se închide energia asta în exces, la timp, ca să nu dați totul pe o iluzie. Pentru balanță, trebuie să fiți și voi foarte prudenți în direcția asta, că sunt multe aspecte acolo care vă pot păcăli, niște sclipici acolo la orizont și pentru voi. Poate de natură sentimentală, Jupiter acolo este la voi într-un sector al iubirii, da? Este Jupiter în quadratură cu Marte, vă poate face să vă aruncați într-o iluzie, chimeră de natură sentimentală, având impresia că totul e perfect. Dar e o impresie falsă pe semne. Și noroc că este un Saturn acolo într-o poziție care tot așa vă domolește și pe voi, nu vă lasă să dați totul în planul ăla, că ceva vă spune sau poate apar niște semnale de alarmă, că investiția asta voastră de energie, pasiune, chef, aventură, dorință exagerate sunt păguboase. Nu iese. Foarte posibil de natură sentimentală, poate. Sau nu, poate fi și financiară, deci de aia trebuie să fiți foarte atenți spre ce sunteți gata să investiți niște bani, niște resurse, hai să zicem, resurse, care poate să însemne timp, energie, bani și așa mai departe. Gata să le dați acolo trup și suflet, dar sunteți gata să le dați mânați de poate chiar o manipulare perversă așa din umbră. Cineva anume vă cheamă, vă atrage în mrejele sale. Și de ce vă atrage acest om în mrejele sale? E pentru că lui merge prost, toate curăbile sale sunt înecate și nu suportă să vadă că altora poate le merge mai bine. Și s-a pus pata pe voi, așa că sunteți mai bine, mai vesel, mai optimist, mai ajutat. Am pus ochii pe binele vostru, pe bunăstarea voastră, pe fericirea voastră, pe succesul vostru. Undeva, pe undeva aveți ceva mai mult decât el. Și nu suportă chestia asta. Cum să-i meargă lui bine. Și vă manipulează, vă minte, vă ia din spor, cum se zice, prin
jocul manipulării pe care îl joacă foarte pervers, cum spuneam. Se dă drept aliat, prieten, iubit, dar e minciună acolo, e multă, multe aparențe, așa, nu e ceea ce pare. Ascunde ceva omul ăsta și ceea ce ascunde este dorința lui de a vă vedea jos, acolo unde e și el. Vină lângă mine, asta gândește, vină lângă mine, suferă lângă mine, tu de ce să fii deasupra, tu de ce să te simți bine? Eu sufăr și nu suport că tu să zâmbești. Încercați să stați departe. Norocul vostru este că aveți un flair suficient de puternic. Acea Venus a voastră este bine susținută de Pluto, care vă dă niște clopoței acolo. Alo, nu te băga. E minciună aici, e manipulare, e joc, e ceva urât, ceva neplăcut. Încât s-ar putea să fii suficient de... Uite că nu vine cuvântul șmecher, că nu mi-a venit altul. Suficient de abil, de isteț, de descurcăreț, să-i simțiți negativitatea acestui om și să-i întoarceți armele, să fiți voi cel care îl respinge, dându-i impresia că da, e așa cum zici tu, dar de fapt voi nu faceți altceva decât să-l eliminați din peisaj, din ecuație, ca să nu vă atingă. Și s-ar putea cu atitudinea asta așa ușor falsă, da, pe undeva a jucat și voi un rol, e un dublu joc al manipulării acolo, fiecare are alte interese. Dar pentru voi e autoprotecție, voi faceți asta să vă protejează energia sa negativă. Îi zâmbiți, da, ești prietenul meu, dar de fapt îl țineți la distanță. Că îi simțiți de la o poștă negativitatea, invidia, răutatea și vreți să scăpați de sub această influență. Scorpionii sunt în fața unui final de relație, probabil. Nu uitați că este Marte la voi în zodie, direct implicat în acest ultim careu cu Jupiter. Și foarte posibil că această combinație de planete acolo să vă pună în fața unui final de poveste, hai să zicem, sentimental, relațional. Ați avut o legătură cu cineva, o prietenie, o relație de familie, o relație de conjunctură, o vreme ați fost în același mediu împreună. O lună, două, șapte, nouă, nu contează cât a durat. Dar s-a cam terminat povestea voastră. Drumurile ar trebui să se despartă și probabil dădea semne de ceva vreme această relație că se poate risipi. Ori voi, ori celălalt pleacă din mediul ăla. Că a fost o colaborare care se încheie, că a fost o poveste de dragoste care se încheie, că ați fost împreună cu partenerul într-o vacanță și se încheie și vă întoarceți acasă sau fiecare în mediul lui. E o separare acolo, poate chiar și în sens geografic. Voi într-o parte a lumii, celălalt în altă parte. Dar bineînțeles, o astfel de separare lasă un gol în urmă, că de-aia m-aș gândi că e totuși o relație în care ați pus suflet foarte mult. Ați investit sentimente, emoții, speranțe, așteptări și plecarea, finalul ăsta de poveste lasă în urmă niște sentimente, resentimente, regrete, dor, nostalgii. O să vă cam purtați, o să vă cam duceți dorul unul altuia. Poate fi sentimental, da. Ori celălalt a decis să plece, ori voi ați decis să plecați, ori un concurs de împrejurări v-a separat, poate doar temporar, poate nu e o despărțire definitivă. Dar totuși simțiți o conexiune foarte aparte acolo. Chiar dacă voi într-o parte a lumii, celălalt în altă parte a lumii, parcă vă leagă, e un atașament foarte puternic acolo. Și când zic atașament, poate fi un atașament plăcut, dor, visare, fantezie la distanță, telepatie, sau atașament, neiertare, neuitare, încrâncenare, relație toxică, poate fi de orice fel.
Nu-l puteți elibera, poate a fost o despărțire, că era mai bine să vă despărțiți și nu puteți, vă încrâncenați încă de relația aia. Sau persoana aia încă se încrâncenează de voi și încă vă mai trage înapoi, vă mai ține legat de această poveste nocivă pe semne. Pe când la alții poate fi dorul ăla plăcut, care abia aștepta să vă revedeți cât mai curând, țineți legătura, vorbiți, plângeți, vă chemați unul pe altul, e de două feluri distanțarea. Dar pentru unii poate fi și o încheiere de poveste, o despărțire realmente, atât a fost, asta a fost relația, nu va mai avea loc această cuadratură multă vreme de acum încolo, a fost o relație care a durat, știu și eu, câteva luni și acum rămâne de văzut cu ce rămâne din această poveste. De iubire, de prietenie, de colaborare, ce-o fi fost ea, că rămâneți cu niște sentimente. Pot fi sentimente plăcute, amintiri plăcute, sau resentimente, adică amintiri neplăcute. Săgetătorii trec printr-un eveniment marcant, emoțional, probabil, relațional. Jupiter este guvernatorul vostru și este zgândărit de acel Marte din Scorpion. Foarte posibil să fiți puși în fața unei decizii greu de luat. Trebuie să alegeți între două relații, două iubiri, două prietenii, două direcții. Dar simțiți că numai una din ele e pe placul vostru, e sortită, e dictată de destin, e karmică acolo. Și trebuie să alegeți ce fac. A sau B? Sunteți conștient că alegând doar pe una dintre căi, cealaltă se va simți dată la o parte, cineva va suferi. Foarte posibil să fie legat de o persoană toată povestea asta, că planetele astea din Vărsător pentru voi sunt într-un sector relațional, deci trebuie să alegeți între două persoane, poate. Alegerea înseamnă prin eliminare. Nu trebuie să alegeți între două lucruri, aleg una și cealaltă, nu contează. E prin eliminare. Dintre cele două, una, n-am încotro, scuzați, plecați acasă. Ca la tenis, unul singur e câștigător. Voi veți fi foarte mulțumiți de alegerea făcută. Am ales, ați ales cu sufletul, ați ales pe frecvența voastră, simțeați că e mâna destinului în alegerea voastră, cel ales o să jubileze, o să considere asta un succes, că a fost lozul câștigător, dar cel dat la o parte, varianta dată la o parte, rămâne de văzut cu ce energii iese din povestea asta, că s-ar putea să fie deprimat, trist, rănit, jignit, răzbunător, ranchiunos. Asta este viața. Între doi ați ales ceva și unul suferă, normal. Și poate nu-și termină aici jocul sau eforturile de a rămâne în viața voastră într-un fel sau altul. Parcă nu renunță la luptă. Totul e cum îl țineți voi la distanță pe acest om, că s-ar putea, generând în el suferință, ranchiună, răzbunare, chestii de alea urâte, ce să mai vorbim, niște emoții negative ies din el, să nu vă facă rău, să nu vă atingă, să nu întoarcă armele, să nu... Deși voi spuneți, domnule, trebuia să aleg între A și B, am ales A, asta e viața. Dar B nu se știe cum își acceptă înfrângerea. Ca atunci când trebuie să alegeți într-un triunghi amoros, între ceva bun și ceva rău, răul scos din ecuație își pregătește lovitura de răzbunare, ceva poate fi care vă poate atinge această reacție. Că se simte jignit și se poate totuși și invers.
ca voi să fiți cel rănit. Se poate și asta. Cineva pe voi vă dă la o parte. Voi sunteți eliminatul dintr-o luptă. Altcineva a câștigat. Și normal că o să o luați foarte personal, normal că o să vă doară, pe semne că aveți ceva de învățat din povestea asta, când e sufletul înlăcrimat, greu de crezut că o să înțelegeți ușor lecția, dar pe semne că o să o învățați, sau cel astăzi respins o să învețe și el ceva din asta. Și Capricorne trec printr-o situație oarecum similară, tot o poveste față în față se întâmplă, voi versus cineva. Luna este lângă Saturn, guvernatorul vostru, și poate fi un moment de recunoaștere a valorii voastre, a intervenției voastre, a influenței voastre, a ceea ce reprezentați voi. Vin niște laude, niște aprecieri, niște succese, niște recompense. Ca și cum voi sunteți alesul dintre mai mulți. Era o luptă acolo pentru un premiu, premiul 1 pus în joc, dar premiul 1 nu poate fi decât a unuia singur. Și se pare că voi sunteți alesul. Un concurs de împrejurări pe voi vă trimite în față. Sau alesul, sau măcar în plutonul fruntaș. Hai să zicem că poate nu se termină acum competiția. Dar sunteți chemat în semifinală. Ați trecut de sferturi, intrați în semifinală și o să fie și finală cândva. Asta simțiți, un dar care vi se oferă, o șansă, o ocazie de a vă remarca printre mulți, o ocazie de a vă pune pe voi în lumină și sunteți ajutat așa de împrejurări. Dar și încercat, bineînțeles, nu vi se oferă nimic pe tavă. Vi se cere să jucați cinstit, să vă arătați valoarea adevărată, să nu încercați să șustați pe aici, pe acolo, deci să vă câștigați premiul prin prezentarea valorii voastre și nu dându-i pe ceilalți la o parte. Treaba lor, ei să se bată și ei pentru succesul lor. Ce faceți să fie luptă de afirmare pentru voi? Sunteți foarte susținuți. Un Venus alături de Pluto, acolo vă dă tot ce vă trebuie. Luna alături de Saturn vă dă tot ce vă trebuie. Valoarea voastră este incontestabilă. Și când zic sunteți aleși, puteți fi aleși din orice fel de măsurare de forțe. Profesional, sentimental, sunteți aleși voi între cineva trebuie să vă aleagă pe voi sau pe altcineva și vă alege pe voi. Aveți un așa o lumină deasupra voastră care zice, uite, el e omul potrivit. Dintre toți ăștia care sunt aici, că-s 7, că-s 9, că-s 109, el, Capricornul ăsta, e merită. Și vi se oferă un dar, vi se oferă o șansă, vi se oferă o a doua șansă, o a treia șansă pentru a vă arăta valoarea și pentru a primi ceea ce meritați. Vărsătorii sunt ajutați de această conjuncție dintre Lună și Saturn și mâine va mai fi una și cu Jupiter. Dar este combinația aia Jupiter-Marte care vă mai face așa să vă simțiți inconfortabil într-o anumită situație. Posibil să fiți un pic chemat așa la raport, vă simțiți un pic chemat la șeful. Ia, vină încoace. Ce ai făcut? Că pe undeva poate n-ați făcut ce trebuie. Dar e bună confruntarea, deci n-are de ce să vă temeți, pentru că voi v-ați făcut lecția, v-ați învățat lecția, v-ați făcut tema, chiar dacă vă cheamă la tablă. Știți, e un sentiment acolo, dar dacă nu o să mă descurc, dar dacă o să vă descurcați de minune, pentru că voi vă pregătiți de ceva vreme temele astea. Și ca tare, cuadratura asta dintre Marte și Jupiter, da, generează tensiune, frică, angoasă. Cum să nu, când vă cheamă șeful și când zic șeful e o autoritate în fața voastră, un părinte, soțul, societatea. Ia, vină cu aceea și spune, ce ai făcut aici? Poate o face un pic dur, poate o face un pic aspru această persoană. E așa un pic dictatorial. Șeful ăsta e o de departe inspiră
un ram de teamă. Și normal că vă duceți în fața unui șef aspru, cu capul plecat, cu un ram de frică. Wow, dacă nu mă descurc totuși. E un examen de viață ce dați acum. Dar îl luați cu brio. Veți face impresie bună, vă veți controla emoțiile, vă veți controla angoasele, fricile în fața lui, pentru că știți lecția. Dacă vă duceți cu lecția neînvățată, normal că tremurați. Aoleu, ce notă iau. Dar voi vă veți prezenta în fața acestei autorități, persoane cumva suspuse, cu produsul muncii voastre. Uite, asta am făcut, că de-aia vă cheamă. Ia, ce ai făcut? Uite, asta am făcut. Și luați notă bună. Vă apreciază, vă dă de exemplu și vă dați seama că tot tracul ăla pe care l-ați avut în momentul când v-a chemat sau când v-ați prezentat pentru această confruntare a fost inutil. Și am ajuns și la pești, care au un moment un pic ciudat. Toată această combinație este într-un sector al fricilor pentru voi. Voi aveți un presentiment ciudat că ceva urmează să se întâmple. Dar nu știți ce? Așa, parcă vă uitați peste tot cu frică. Oare e acolo, oare e acolo, oare se întâmplă, oare nu se întâmplă, oare e azi, oare e mâine. Călcați așa ca pe gheața subțire, că nu știți când se rupe gheața sub talpă. Prudență, frică, nesiguranță, dileme. E un presentiment că cineva, bine camuflat, își poate băga coada în treburile voastre și poate strica ceva ce voi construiți de ceva vreme. Și de asta vă e frică. Nu vă e frică de acțiunile voastre. Sunteți stăpân pe voi. Problema sunt inamicii ăștia pe care aveți prin preajmă. Oare nu cumva am un om care abia așteaptă să mă prindă cu garda jos, să mă prindă cu o caua mică? Asta vă e frică. Nu cumva să apară inamicul pe după colț, că s-ar putea să existe un astfel de inamic. Dar poate această combinație între Lună și Saturn vă creează așa o platoșă protectoare. Nu vă atinge. E prin ricoșeu ceea ce se întâmplă. Inamicul ăla din umbră își trimite acțiunea. Își vede treabă. El pe asta e setat. Să-i fac acestui om ceva. O nefăcută, un rău, o malițiozitate pe undeva, își bagă coada. O să-i o arăt eu lui, spune inamicul din umbră. Dar cum voi sunteți protejați de un dram de noroc, spuneam că e prin ricoșeu. Efectul bumerang, ăla a aruncat bumerangul, dar în capul lui ajunge bumerangul ăla. Ajunge ca la mantinelă, sau cum se cheamă. Bila o ia în partea cealaltă. Nu vă atinge pe voi. Că sunteți bine camuflat acolo într-o zonă protectoare. Un înger protector vă ține sub aripile sale norocul, destinul. Nu sunteți lăsat în voia atacurilor acestui om ascuns. Și se întoarce la el. Rău ăla făcut. Că-i azi, că-i cine știe de când răul ăsta a făcut. Și din păcate, auziți că cineva în preajma voastră a avut o mare pierdere, suferință, i-au picat toate, a trecut printr-o situație dificilă, dar din păcate este întoarcerea bumerangului la el, ricoșeu, pentru că glonțul era lui și l-a atins tot pe el. Dacă a jucat necinstit, dacă a jucat rău, dacă v-a vrut rău fără să meritați, se cam întoarce. Deci ceea ce se întâmplă azi în preajma voastră, și auziți niște situații dubioase, ciudate, evenimente de destin, căderi, lovituri ale sorții, divorțuri, lucruri de alea, hodoron-tron picate în viața altora, e ricoșeu. Pentru că acest om a trimis spre voi, spre alții, energii
justificate și acum, într-un fel sau altul, trebuie să plătească. Asta e ziua de miercuri, vă doresc să fie o zi protejată din toate punctele de vedere și să ne vedem și mâine!